dragilor, astăzi o să gătesc vestita ciorbă de fasole ardelenească cu afumătură și tarhon. Tarhon care numai în Ardeal se găsește și crește, la care o să folosesc zarzava, țelină, morcov, ardei, păstârnac, ceapă verde, că este sezonul, bulion și condimente. Tai zarzavatul și îl pun în mixer, pentru că este mai ușor. Am să încerc să dau și ceapa, tot prin mixer, prima dată, dacă nu-mi place, o să tai alta. Ardeiul l-a tocat bine și sper că și ceapa o să o facă. Mai dăm o dată, rămas pe margini bucăți mai mari. Și oricum o să fiarbă foarte bine și nu ne deranjează la mâncare. E bine așa, așa rămâne. Tot ce am mixat am pus în oală cu o lingură de ulei și o cană, două căni cu apă. Le las un pic să călească împreună și apoi o să adaug osul afumat de vită și fasolea. Fasole pe care o să o las să fiarbă împreună cu osul, pentru că am tot schimbat apa, așa că nu o să mai schimb prima apă la fierbere. Las să fiarbă împreună. Zarzavatul fierbe. Adaug două linguri de pastel, mai mult decât două. Adaug apa. Apă rece. Oasele. Și fasole. O acopăr și o las să fiarbă. Adaug sare, piper, boia, un pic de cimbru uscat și un pic de vegeta, pentru că deja este fiartă fasolea și carnea, am dezosat-o și am adăugat-o înapoi. O să mai adaug două linguri de bulion. Tai tarhonul. Cristina, mulțumesc că îmi trimiți tarhon de la Cluj și ai grijă de mine să mâncăm toți fasolea cu tarhon, ciorba de fasole cu tarhon. Pentru că altfel n-ar fi ciorbă de fasole. Aștept să dea un clocot, să fiarbă și bulionul care l-am pus, să iei gustul și tarhonul și apoi o mai dreg dacă mai trebuie sare sau condimente după gustul meu. Dragele mele, ciorba este gata, aproape gata. Acum adaug și pătrunjelul verde, acum este gata. Gătesc pentru cei care vor să mănânce bine și sănătos.
Poftă bună!